Ce faceți cu atâta bere? E un premiu pentru echipa lunii în martie. Felicitări! Mulțumesc mult pentru premiu. Ce să facem? O să împărțim cu restul colegilor, cu restul, cu componenții echipei și sperăm să fim victorioși în continuare și să mai obținem astfel de premii. Intră bine berea după un meci, nu? Un meci disputat aici la Victory Cup. Bineînțeles că intră, mai ales că știm și noi se joacă cu o intensitate destul de mare, astfel încât după terminarea jocurilor te simți însetat. Care e secretul echipei noastre? Secretul echipei noastre este faptul că am crescut de mici împreună. Componenții echipei de Victory Cup au crescut de la vârsta de 10-11 ani împreună. Avem jucători în echipă între 19 și 25 de ani. Au cantonamente împreună. Jumate din componenții echipei sunt antrenori la clubul de fotbal Victoria 2010 București. Astfel încât avem și... Deci omogenitatea. Omogenitate, exact. Forța grupului, că se poate. Exact, forța grupului și cred că ăsta este și secretul că am crescut de mici. Care e profilul echipei noastre? Care este abordarea jocurilor? Abordarea, ca presupun ca orice echipă de la Victory Cup, abordăm orice joc la victorie. Asta ne interesează cel mai mult, să obținem cele 3 puncte, deși suntem debutați în competiția Victory Cup. Ne-am propus să facem o figură frumoasă și de ce nu să reușim chiar și promovarea. Încă din primul an. Stați bine în clasament, sunteți pe loc de baraj, se poate și mai bine. Distanța față de primul loc nu e mare, recuperabilă? Da, recuperabilă, sunt 6 puncte, dar cred că până în prezent am făcut o figură destul de frumoasă și sper să continuăm. Ați făcut, Bărescu, un sondaj în rândul membrilor din echipă, cam care e raportul de forțe, cine ține cu FCSP, cine ține cu Dinamo, cu Rapid, nu știu, Craiova, cam care e situația? Păi nu, situația așa în mare între FCSB și Rapid, acolo se dă bătălia, mai avem și susținători ai clubului Dinamo, deci suntem acolo cu echipele mari. Dacă ar fi să alegeți un stil al unei echipe mari din Europa, pentru echipa noastră, spre ce echipă v-ați îndrepta așa? Păi, și ca stil de joc și ca și culori ale clubului, noi suntem milaniști de mici. Așa că suntem AC Milan până la moarte, cum s-ar zice. Deci suntem crescuți de mici în culorile clubului roșu-negru. Mulțumim frumos! De ce?